Epa, hei, viața la țară. Și balot cum pe la 35 pe ea. Cauciuc, cauciucuri are. Da, cauciucuri agricole. E pus contragravitate în față pentru aderență la, la cărat. Bine, tati, băieții mici. Ia uite odată. Mamă, ce frumos este. Vezi? Hai să mergem, da? Da, da. Hai să luăm niște concentre de la mine. L-am făcut, nu? Mamă, dar sunt aici gropi. Ce ai spus, tat? Deci pot să mai pun, da. E suficient, nu? Pentru cât ai nevoie azi. A, și mâine. A, și mâine. Câte văcuțe mai ai? Tauri, văcuțe? 6. 6. Are 20 stante. Fei, de fapt, dar două trebuie să fete. Uh-huh. În decembrie, ianuarie trebuie să fete. Oh. Ia zi, cum se mai face pornirea? Ui. Îi punem pornirea, îi dăm un pic, trecem de jumate cu accelerația. Accelerația să fie pe liber. Îi punem șocul. Demarod. Îi luăm șocul înapoi. Băgăm în viteză. Ferma de văcuțe. Ia uite. Epa, hei.
Epa, hei, nebunule. Din spate e liber. Salut, salut! Viața la țar. O mică fermuță de văcuțe. Frumos! Da, alea două acolo. Da, la iarbă. Aia și aia acolo. Le-ai priponit la iarbă, mă? Da, alea și statele. Bă, ce frumos e de aici, câmpul. Da. Vezi? Le strângem, le facem din nou așa cum au fost și anul trecut. Toate sârmele și legăm și la anul cu ele. Tot cu ele. Da. Le reutilizez, da. Da, de 3-4 ani le am. Wow. Să mai rupe câte una. Forța, forța. Acolo în spatele lumea ta. Ce-ai găsit, mă, acolo? Gruga de porumb, bă? Hai la mamă, da! Hai, ți-am loc! Hai la mamă! Ia-o, da! Remorca e primul model 750 kg de la Ruris. Da, am mai veche. De cât timp o ai? De 5 ani. Utilizarea ei a fost intensă, nu? Non-stop, zilnic. Ce ai gărea cu ea, mai exact? De la coceni, fân, lucernă, lemne, piatră, orice. Ai gărea și bolțari și beceauri de-astea? Beceauri. De construcții, ciment. Orice. Bine, cu... urmele normale de uzură, datorită utilizării intense. Se vede pe ea că a început să... Se vede, da, să știi că eu sunt mulțumit de ea, foarte mulțumit. Cu ea mi-am făcut treaba cel mai mult. Dacă ar fi să mai apară... Aș avea, mai am una, dar place m-am mai... obișnuit cu asta. Cu modelul ăsta, nu? Da. Cu obloanele laterale. Da. Ce poți să ne mai spui de... celebru model de la Ruris 731K 731ACC. Sunt cele mai performante, cele mai utile. Cele mai bune în toate, adică poți să faci orice cu ele. Poți să ari, poți să frezezi, poți să cari și sunt și rezistente. Uite, de exemplu, o să vă mai arătăm, o să mergem și la pădure cu el, să vezi. Da. Urcăm pe coaste, nu la jucărie. Uite, dacă pot să filmez de aici, unde vom ajunge. Uite. Ia arată unul.
Uite unde vom ajunge, unde-i tufarul tăiat, unde se vezi uscăturile alea, vezi? Deci unde sunt uscăturile alea, acolo, acolo trebuie să ajungem cu motocultorul. O să fie interesant traseul. O să-l filmez. Ia uite, o trebuie de iarnă. Plus coceni, 1000 de brață. Până acum? Până acum, da. Cățelușul l-o vrea afară, a? Da, mă, dar e... Săracul e bătut de soare. L-au aruncat, aici l-au abandonat la mine. Ce să-i fac? Mie îmi pare rău, bă. No, că-i dau drumul afară. Câți ani ai uitat de când utilizezi motosape, așa, motocultoare, remorci? 7-8 ani. De când folosesc așa ceva. S-a ușurat, sincer, s-a ușurat viața în gospodărie, muncile în gospodărie. Dacă n-aveam așa ceva, era foarte greu și nu cred că mă descurcam. Îl dai cu seama că e foarte greu fără un util așa. Mai ales că cu timpul înaintezi în vârstă. Normal. Prietenul meu e aici în acțiune. Prietenul tău vrea să te vadă. Ce mamă? Ce mamă? Țavă? Uite la loc. Uite, mai am unul. Hai, vin. Vin. Nervos. Ăsta-i prietenul... prietenul tău adevărat. Da, adevărat, de câte ori vine aici... Nu, el își apără turma ta. Corect. El așa face că... Ce că vii să iei fetele lui de aceea, cu fiii lui. Da? Asta voc. Da, mă, da. Dar fii atent ce e interesant, că de când ai gențile astea, cauciucurile la remorcă, n-ai avut probleme până acum. Niciodată. O da, blua... Să știi că sunt și bune. A, la remorcă? Da. Da, niciodată, absolut. Nu la remorcă, asta zic, la da, nu la motocultor. Se vede pe ele că... Da, da. Și ai mers cu ele și prin... Nu, stop, și prin mărăcini, pe orice. Bine. Bă, dar obloanele astea le-au dat bine în gând când au făcut da. Remorca asta. Deci asta. Sunt mai ales... Poți să pui pe remorca. Eu pun în jur de 50-60 de brață. Dacă pun 60 de brață... De coceni? Da. Mm. Și balos pun până la 35 pe ea. Câte kilograme are balotul așa? Depinde acum, știi că sunt baloți și baloți. Unii au 15, unii au 25. Păi nu știu, ultima oară, dă-mi un exemplu. Ultima oară de cât ai pus baloții și câte bucăți? Am avut și de 25, am avut și de 15 kg. Unii au fost mai grei, aia și care au lucerna măruntă, uh-huh. E măruntă și frumoasă, aia sunt și mai grei. Îți pun ăsta în remorcă? Da, da, pun în remorcă. Și mă zine de motocultorul ăsta ceva. Ce să zic, sunt foarte, foarte bune ăștia. Ia, ai bun. Schimbat gențile, văd că ai pus și genți mai mari, nu? Da, cu da. Cauciucurile totuși. Da. Am schimbat pentru, mai mult pentru... Aderență mai mare la sol, știi? Iau ce cauciucuri are. Da, cauciucuri agricole. Le-am de două luni. Două luni, nici nu se cunosc. Forț. Da. Se vede pe legăți de calitate. Sunt. Motocultorul ăsta a plecat așa că n-a avut timp să-i mai fac reparația acolo, jos la cuplă. Dar în mod normal ele stau drept de fel. Da. Deci are un mic joc acolo. Are, își face din cauza... În timp. Da. La cuplă. Da, mă, da, la cuplă. El își, așa își fac toate jocurile. În timp, da. Da, să mănâncă fierul, știi? Mhm. Uh-huh. Să lărgește gaura și își mai face, dar nu-i problemă. I-ai pus contragreutate în față pentru aderență la cărat? Da, să aibă aderență, că altfel când e greutate și urci pe coastă, patinează. Cam asta a fost, de fapt, o nouă rutină, o nouă zi la ferma de văcuțe. Da. Văcuțele sunt acolo. Ia să vedem. Avem patru aceia și două. Mănâncă. Două sunt în pripon. Eu sunt Marian Cernea, iar el este tatăl meu. Noi vă salutăm. Salutare. Forță. Forță. Respect toată lumea. Hai să dăm pornire. Da, merg pe liber până la poartă. Ia, hai. Liber. Uite-l. Arunat mortanul ăsta? Cu și el urmează acum. Asta e găleata de... Dau la văcuță.
Ia să dăm drumul și la ăsta, al peat. Uite-l, uite-l, mă. Uite și pisica, de are doi pisici. Hop, da. Hop. Și una mână de câine care nu, nici nu mai vede săracul. Ai prinsă-i, mă. Uite, mă, tati. Uite, mă, tati, frumoși foc sunt, uite. Uite, tati, băieții mici. Uite, tata, băieții mici, uite. Băieții mici, mici, uite, uite, tata. Uite, ce faci, mă? Te jucă și tu. Nu, tata, nu vede. Bobiță. Tot. Papă de la mama lor, lăptic. Și mama lor, papă lăptic de la văcuță. Bună. Da. Ia uzi, hai că-i du la loc. Le e frică, ei nu se învățați cu oameni. Gata, hai. Au, ce frumos se vede peisajul sus. Da, frumos. Frumoasă zona, nu? Bă, ciuperci, tati. Ai văzut ciuperci? Au dat pe aici, am văzut. Și zdele bune, mă. Comestibile, nu? Da. Uite. E vreme frumoasă azi, uite. Uite, uite, tata. Cum se numesc astea, ciupercile astea? Ciuperci. Ciuperci, ciuperci. Normal, ăștia le cumperi la magazin. Ăștia le pui pe grătar sau pe cărbun cu sare. Mamă, ok. Hai de mine. Ia să văd cum arată. Ia uite, tata. Stai așa. Ia uite cum apare. Uite. Ia uite, tata. Mamă, ce frumos este. Vezi? Ia uite și alt pui sub iar, vezi? Se face mai mare asta. În loc cât se face mare. Bă, ce frumos miroasă, tata. Băi, stai bă că iau și o pungă ceva. Gata, băi, tata. Hai că trec casă, nu? Gata. Eu am fost Marian Cernea, îți mulțumesc că ai fost alături de mine până la final. Dacă ți-a plăcut acest video, apasă butonul de like și lasă-mi un comentariu. Fie o întrebare, fie doar un gând frumos. Nu uita să te abonezi pentru a nu rata următorul videoclip. Multă sănătate, spor în toate și numai bine alături de cei dragi. Pe curând! Frumos, ai parcat aici. Așa se parchează, parcă, mișto.